Hei, salut, fanii mei dragi! Mă bucur că sunteți pe canalul meu de YouTube și azi este un episod care poate o să vă placă, poate nu o să vă placă. Dacă vă place, dați like și scrieți în comentariu. Sau scrieți în comentariu. Dacă nu vă place, îi dați don't like. Dar să știți că e un videoclip de acțiune și de suspans. N-am să vă spun cum se numește ca să vă fac o surpriză. Una plăcută, nu neplăcută. Uitați-vă în spate, sultanul al Kirah iubește această colecție de smaralde mai presus de orice. Deci să nu-i spargeți colecția lui de smaralde, că altfel vă face praf și pulbere. Și sfatul meu ar fi să-i respectați sultanului al Kirah. Bun, 139 de soldați. Deci e suficient ca să vă pot arăta. Da, Castel Corp Sângeriu. Uite, întâi verificați, sfatul meu ar fi să-l luați invadatorul cu nivelul de experiență mai mare. 36, 41, 37, 27, 34, 43. Cel mai mare e cu 46. Bun, hai să le mai luăm o dată. 36, 41, 37, 26, 34, 35, 42. Păi cu 42 cel mai mare. Hai să vedem. 41, 37, 26, 34, 35, 42. Da, am bănuit bine. Prima dată îi dat spionaj. Și ca să fie mai ușor folosit o pană de călătorie rapid. Bine, dacă nu vă iese din prima și dacă aveți suficiente, spionați până veți reuși. Uite, 264. Uite, deja că fac treaba asta, primez doar 11 puncte de glorie. Și exact ce îmi trebuie, dau valul 1 și bun, 3060. Și acum îi dau din nou pe... pană de călătorie rapidă ca să fie mai ușor și dacă fac asta durează doar 2 ore, 13 minute și 26 de secunde, pe când dacă am varianta normală durează 3 ore, 33 de minute și 7 minute, 7 secunde. Cel mai scurt ar fi asta, reduce cu 60%. Iar aici
Da. Oricum, probabil că știți cum să trimiteți rapoarte de activitate și chestii dintre astea. Și asta e tot. Dacă vă place acest videoclip, dați like sau scrieți în comentariu și nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube. Oricum, sau dacă aveți vreo propunere, să scrieți printr-un comentariu pe videoclipul acesta. Și dacă obțin materiale, îl fac cu mare drag și cu mare plăcere. Dacă nu, asta e. Oricum, abia aștept să mai facem data viitoare.